fi concluzând la finalul acestei partide cu FCSB, scorul 1-1. Da. Cum așteptam, un meci complicat, dar s-a complicat și mai rău. Am avut un jucător eliminat. Nici prima repriză am început destul de bine meciuri, dar pe o greșeală a noastră am primit gol. Am creat câteva ocazii de gol, dar n-am reușit să marcăm. A doua repriză am avut o atitudine mult mai bună, mobilitate mult mai mare în teren, curaj mult mai mare și zic eu că chiar puteam să întoarcem și rezultatul. A jucat aproape o repriză în 10 oameni, mulțumit cu acest egal? Mulțumit până la un punct, anumit punct, dar nouă ne trebuiau 3 puncte, cum știți, n-am câștigat de mult timp, dar cred că meciurile următoare trebuie să avem o atitudine foarte mare, o dorință foarte mare de a câștiga, pentru că e important pentru noi să avem rezultate pozitive. Nu trebuie să mai avem fluctuații în rezultate, pentru că trebuie să adunăm din 3 în 3. E important pentru noi, pentru suporteri, și de aceea trebuie să ieșim cu o atitudine din primul minut, să ne dorim să câștigăm cât mai multe meciuri. Doar o singură victorie în 10 partide, cam puțin? Da, e foarte puțin, am spus-o de multe ori. De multe ori că e foarte puțin. Și o echipă care își dorește să câștige campionatul, trebuie să câștige, să lege multe victorii. Una după. Asta a fost cea mai grea, cea mai dureroasă săptămână din cariera noastră de fotbalist și antrenor? Da, mai avut săptămâni mai grele. Vă spun sincer, nu sunt atât să spun că n-am trecut prin situații mai grele. Am trecut prin situații mai grele. Dar cum ați caracterizat dumneavoastră aceste zile pentru dumneavoastră? Normal că au fost mai tensionate. Normal când pierzi în cupă contra echipei Metalul Buzău din Liga a doua, normal că nu e plăcut. Nu e plăcut și când am pus 11, le-am și transmis jucătorilor, pentru că am încredere în tot lotul, nu doar în cei care joacă în campionat. A fost cea mai grea săptămână din cariera noastră de antrenor? Nu, am spus înainte că nu. Da, nu, am mai avut momente mult mai complicate, să știți. Mister, cine trebuia să vă susțină, trebuia să vă fie alături. Vă așteptați presiunea asta să fie pe umerii noastră? Hai să vedem în fotbal, toți suntem nemulțumiți, pentru că e normal că nu sunt rezultate și responsabilul este antrenorul. Așa că, cum spun și o spun încă o dată, îmi asum aceste lucruri. Vă citesc un mesaj pe care l-am primit. Comentatorii la Digi spun că Mitriță nu vrea să alerge spre minge, evită mingea, joacă parcă împotriva echipei. Comentarii de la Digi, nu spun eu. Nu cred. Mitriță, mai având în vedere că astăzi a intrat după un timp care a fost bolnav, nu, să zic așa, a avut și probleme la genunchi și cu antrenament de calendar, a avut o atitudine foarte bună. Așa că pentru mine a fost important că a intrat și l-am câștigat. Am vrut să-i dau mai puține minute, dar până la urmă m-am văzut forțat să-l bag mai înainte. Și, sincer, a participat și la faza de apărare și e important pentru echipă. În ultima săptămână a simțit că toți jucătorii sunt alături de noastră, că vă susțin? Nu știu, că am văzut fel și fel să vă spun până în media, social media, diferite particule, dar n-a fost nicio problemă. Așa că și lumea fotbalului s-a împărțit, unii care v-au susținut, păi, v-au încurajat. Ok, eu înțeleg, dar unii speculează, așa vă spun, sincer. Dar s-a fost o problemă serioasă să plecați la Universitatea Craiova? Nu. Și
ce cu această clauză? Că s-a tot vorbit clauza de 500.000 de euro când vă calculați... Păi nu e asta. Hai să vă spun eu o clauză care să-mi asigure mie munca, să pot să am continuitate. Nimic mai mult. Nu sunt nici vânător de clauze, nu sunt nici asta. Eu sunt aici ca să pot să continui. Așa văd și așa văd, cred că și antrenorii ar trebui să aibă o siguranță să poată să lucreze. Mai este o clauză cu loc ocupat la finalul turului, la finalul returului? Nu. Nu, e la când se termină sezonul regular. Echipa trebuie să fie, ca să știți, să fie în primele șase. Până la urmă, ați avut acea întâlnire cu domnul Rotaru? Da, nu s-a pus problema niciun moment de... A stabilit ce se întâmplă în continuare? Normal că e nemulțumit, nu? Nemulțumit că am pierdut în cupă, nemulțumit că echipa trebuia să aibă mai multe puncte, dar nemulțumit sunt și eu că nu am avut mulți jucători la dispoziție, valizi. Și atunci, cu siguranță, arătam altfel și cu alt ritm de joc. Și pentru asta locul 5, cred că este un loc care nu vă onorează. Nu, normal, dar am spus... Încercăm să câștigăm să luăm fiecare meci, pentru că e important pentru noi să creștem și să luăm puncte, și să luăm din 3 în 3, că e foarte important. Credeți că poate fi acesta un început, un restart al echipei, așa cum își dorea și domnul Rotaru, acest egal cu PCSB până la urmă? Eu le-am spus și băieților, chiar dacă nu suntem într-un moment bun, eu cred că e un moment prielnic pentru a demonstra că suntem o echipă valoroasă și avem atitudine. Asta următoare vine în Sibiu. Joacă mâine cu Rapid. Ok, nu, trebuie să câștigăm, indiferent de situație și cum trebuie să câștigăm, nu putem să ne mai permitem să facem egaluri sau să... cine știe ce să mai întâmplă. Trebuie atitudine de în primul meniu, cum v-am spus, să putem să câștigăm meciurile, să nu mai speculăm, să nu așteptăm prea mult. Un lucru pozitiv este că la meciul acesta... publicul nu a fost echipa, cum s-a întâmplat? A fost alături de... Și le mulțumesc. Dat că așa vă vrem da. Le mulțumim pentru sprijin și important pentru noi să fie alături de noi, dar și noi, cum am spus de multe ori, noi trebuie să câștigăm. Noi trebuie să creăm această coeziune prin rezultate pozitive. Sunteți în grafic, chiar dacă sunteți pe locul 5 și se înjumătățesc punctele, deci aveți în continuare șanse spre... Nu mă gândesc. Eu v-am spus, noi trebuie să câștigăm, nu mai putem să spunem nu pe locul 5 sau trebuie să luăm din 3 în 3. Care e mesajul noastră pentru public? Ei contează. Le spun, cu siguranță echipa o să arate altfel, o să aibă altă atitudine, cum a avut-o în acest meci, și cu siguranță o să câștigăm multe meciuri. Așa.